Salutare, bă, băi, și bine ați venit la un nou joc pe canal. Astăzi probăm un joculeț nou, un simulator, Gamer Shop. E un joc, un simulator, cum vă spuneam, trebuie să avem un magazin unde vindem produse de gamer, scaune, calculatoare, monitoare și tot felul de chestii de-astea. Bun, hai să-i dăm o nouă partidă și să vedem. Hai să-i dăm un nou joc, îi dăm, punem aici numele. Așa frumos, bă, băieți. Și hai să-i dăm o nouă partidă. Să vedem cum e joculețul, bă, băieți. Dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like acolo și de subscribe. Dacă n-ați făcut-o, bun, se pare că suntem într-o casă undeva. Și suntem la noi în apartamentul nostru. Diamonds Dev. Bun, aici ce avem? Aici avem așa, o măsuță. Azi de aici. Aici avem o baie. Bun. Avem și aici. Aici ieșim afară. A, uite, ne spune să mergem la magazinul nostru, e aproape de noi. A, uite-l aici. Ziua 1 avem sus acolo și... cât e ceasul? Bun. Avem de pe tab, avem inventarul. Aici avem 650 de dolari, aici avem abilități ceva. Să ne mișcăm mai repede și backpack. Bun. Bun, băi, hai să mergem, ăsta e magazinul și trebuie să facem aici, să nu cred că astea, nu? A, uite, A, uite, l-am astea de pe geamuri. Sunt toate, trebuia să facem simulatoarele, trebuia să facem curățenie. Și după aia, bă, băieți, ne deschidem și noi magazinul. Uite, aici sunt magazinul, ce mizerie avem aici. Să-l închidem ușile, nu vine lumea aici. A, uite, să fac saci direct. Avem acolo, uite, și cu mături avem. Avem acolo jos un coș de gunoi, dreapta acolo. Când se umple ăla, face un sac. Ai, bun. Hai să facem prietă curățenie. Așa, uite, aici avem mizerie să scoate mătura iară. O cutie. Aici dăm cu mătura. Ia să ne ce mai pe aici iară cu mătura. Îmi spune acum primul quest ce l-am acolo, ce pun acolo, zice să angajez un vânzător, o vânzătoare. Cred că este un ziar aici. Dar prietă să adunăm asta și vânzătoarea, cred că e aici, să punem la masa asta aici. A, uite, asta avem, să reparăm asta. Asta e, să reparăm. A, uite așa. Așa, și când vin clienții, vine aici, bă, băieți, și îi servește. Se pare că avem angajată direct sau angajat ce o fi. E mai bine așa. O punem direct aici, vinde, noi suntem cu aprovizionarea. Hai să dăm astea. Cărămizi, uite aici avem. Hai să dăm și aici jos. Nu mi-arată niciunde unde e, cât e de curat magazin. Nu mi-arată, cred că niciune, nu văd niciune nimica. Și ziarul ăsta. Ce dăm iară cu mătura. Și capacul ăsta, ce-o fi ăsta, un ziar. Aici avem o sticlă. Încă o cutie și cred că cam atâta, nu? Și nu știu unde aruncăm astea noi. Trebuie să avem undeva un coș de gunoi, nu? Și de unde angajăm noi aici ce e? Ia să vedem aici în spate. A, uite, așa se trebuie să le luăm. Uite, aici mai avem un magazin, ce e aici? Ce avem, becul? A, n-avem curent. A, deci aici în spate, a, uite, aici avem noi birou. A, și uite, aici avem niște rafturi. Cred că să aprovizionăm aici. E bun, e bun. Și aici trebuie să facem curățenie. Și pe aici, uite, avem o cutie mare. Ce aici, ce mai sunt niște paleți? Cred că aici ne aduce nouă, când facem comanda. Aici ne pune comanda. A, aici avem o ușă acolo. Aici avem un coș de gunoi. Deci aici trebuie să aruncăm alea noi. Bun, păstați așa. O să fugă asta, da. Hai să facem curățenie, prietenului. Luăm astea. Asta. Cauciucul. Au, ce mizerie avem aici. Așa. Și asta. Și bucata asta de sticlă. Dar nu avem curent. Adică trebuie să facem... să facem ceva la curent aici. Trebuie să iau și bucata asta aici.
o cutie aici. Nu știu cine a stat aici, dar uitați-vă și vă ce mizerie au lăsat. Cutiile astea de carton. Iată, ne ocupăm de curățenie, bă, băieți. Nu știu, cred că am arăcit puțin, ia stai. Dar și asta. Bun. Ia să vedem. Genat, hai să luăm și astea de pe aici. Ce cutii avem pe aici? Plin de cutii. Keyboard, aici ce? Tastatură. Ah, avem o tastatură. Ne dă ceva de la început. Deci cutiile alea mai noi sunt produse. Păi stați așa, prea, să iau eu astea. După aceea luăm cutiile alea mai noi. Trebuie să iau sacia, să-i arunc. E aici. Asta. Asta. Rămida asta o iau. Iau și asta. Am mai băgat ceva în inventar. Am cu tastatură. Și aici ce-i? Tot tastatură. Bun, păi stați așa să iau astea. Nu prea avem locuri aici, nu știu. Cred că alealte trebuie... Uite, astea trebuie deblocate. Cred că aici la abilități cu astea le... Nu știu, păi hai să aruncăm, nu mai avem loc. Nu știu ce-o fi în cutia asta mare. Self. Trebuie să vedem, hai să vedem cum aruncăm astea. Punem în mână, presupun. A, uite, și le punem aici. Bun, stați așa, hai să aruncăm toate... Toți sacii ăștia de gunoi. Hai să vedem de un angajat. Arată bunicel jocul. Nu arată rău, sunt nici asta. Băga ceva. A, uite că aici avem o... Bun, un raft de la. Hai să punem raftul și așa punem și tastatura. Stai să o luăm și pe asta. Așa. După aia arunc tot sacii ăștia. Cât saci avem aici. Să iau pe asta. Deci cred că am să-l pun aici. Raftul ăla, ia stați așa. Punem aici. Și am să-l pun eu aici, uite așa. Bine așa, nu? Ala, perfect, l-am pus. Hai să punem tastaturile. O să le pun aici, pot să le întorc. Da, de pe R. Păi, dar ce am 3 tastaturi? Trebuie să mai cumpărăm produse aici. Așa, îl punem așa, cum uite, așa să fie. Sunt mai vechile, așa. Modelul e vechi, dar ele sunt noi. Ele sunt noi, numai că modelul e mai vechi. Bun, am luat tot, nu? Hai să luăm și sacul ăsta. Uite, mai avem un sac acolo. Să luăm și pe ăsta. Avem și noi un raft acolo cu 3 tastaturi. Vindem ceva. Trebuie să angajăm acum vânzătorul. Astea, prea, să ducem astea aici. Să le aruncăm, prea, să facem curățenie. Ceasul e 7 deja. Aoleu, că e 7. Păi ce mai deschidem noi acum magazinul? Facem curățenie. Priată cu curățenia și după aceea vedem noi dacă ne dă timp să mai deschidem, dar nu cred că ne mai dă timp, că nu știu până la câte putem să ținem noi deschis aici magazinul. Mult, cred că nu. Până la 8, 9, ai 10 maxim, cred. Așa merg magazinele, nu? Deschise, mai mult, n-ai cum. Bun, hai să aruncăm toți aceștia. Uite, măcar n-a de aici, am vrut să iau din partea altă priată, da. Cred că-s full. Nu mai am loc în inventar, mă. Acolo, în partea aia, cred că mai am 3 saci. Dacă nu mă înșel, 3 sau... ceva de genul. Trebuie să arunc coșul ăsta. Stați așa să vedem, punem astea. Pun și ăsta. Îți dau eu. Așa, uite, gata. Era să cadă sacul ăla. Așa, l-am aruncat și l-am aruncat și pe ăla direct. Bun. O căzut, bun. Bun, hai să vedem în partea. Aici mai avem 3. Și acolo nu știu cât mai avem. Unul aici. Unul aici. Avem 4. Asta a făcut curățenie pe aici. Avem curățenie. Așa. Hai să luăm asta. Nu mai am loc în inventar, mai am 2 saci. Am să vin și după aia, după aceea.
E ceasul 10 aproape. Nu știu la ce oră... Cred că pot să stau aici cât vreau eu, nu? Zic și eu, nu știu, sau... Zice că trebuie să închid ceva de genul, o trimite acasă. Oricum nu-i deschis, da. Bun. Hai să mănânc și pe aia doi saci. După aia angajăm vânzător aici, sau vânzătoare ce îi. Avem 3 tastaturi de vândut. Așa că avem și noi ceva la vânzare aici. Aruncăm ăsta, e gol, gata. Bun, bă, băieți. Așa, bun, acum zice să angajăm o vânzătoare. Hai să angajăm o vânzătoare, dar nu știu de unde. Stai, de aici am văzut calculatorul, cred că calculatorul ăsta. Fău. A, dar am curent, mă. Bă, și de unde dau drumul la curent? Niște tuburi. Uite aici. Electric box. A, uite, și spune să reparăm. Gata. A, uite, avem curent. S-au aprins aici. Oh, s-a terminat ziua. A, se pare că la ora 12 se termina ziua și te trimite acasă. 0 bani, 0, 0, 20, ce? Impus. A, mi-a luat impuestul, mă. Și la curent, uite, 13, 33. Bă, băiatule. Deja ne-au luat bani și noi nu am... A, mă duce direct acasă. Uite, s-a salvat jocul. A, jocul se salvează când trece ziua. Bun, hai să mergem înapoi. Bun, hai să angajăm un angajat aici. Uite, oameni, deja, uite, circulă pe aici. Cred că dacă, așa, închidem ușile până angajăm aici angajatul. Am dat, ia să prindem lumina. Merge lumina. A, avem lumină, bun. Bun, hai să angajăm acum un angajat. Bine ai venit. Darkon, bun, hai să vedem. Deci 617 avem toți banii. Aici ce avem? Supliment ăsta ce? Aici cumpărăm. Bun, aici cumpărăm. SS, astea sunt camere. Să avem camere înăuntru. Asta e bancă. Asta cred că s-a angajat. A, da, uite, s-a angajații. Briana. Asta avem pe o fată aici, Briana. Să o contratăm. Bun, hai să o luăm pe asta. Tanlato. 50 de dolari pe zi. Bun. Ce avem pe aici? Așa. Dau aici. Am dat promoție. Aici să facem promoție la magazin. Shop. Uite aici putem să vopsim. My shop. Uite aici luăm banii din cutie, din aia, din ce vinde asta pe zi. Obler, astea ce sunt astea? Aici câți bani? A, top, aici dacă te... Calificarea, să ne dau ăștia note și aici e un joc de la... Bun, hai să dăm aici. Și zice acum că magazinul e închis. Para să-l deschidem, trebuie să apăsăm butonul roșu. Ăsta. Gata. Am deschis magazinul. Bun, s-a deschis, au intrat tastaturi acolo. Bun, bă, băieți, păi, stați așa, fiți atenți cum facem. Hai să cumpărăm produse, că nu avem niciun produs, deci noi nu avem, noi avem 3 tastaturi. Bun, hai să dăm aici, să dăm, dăm aici, acolo avem stanterii, nu iau acum stanterii, 68 de dolari și normal cât e, prețul actual 68 și prețul promit 80, a, bun, asta e la reducere, asta e iar 140, normal 150, am 68, hai să iau una, două de astea, tastaturi luăm, sau de cineva râzând pe afară, pe acolo. A, uite, ăsta a furat ceva. Stai să-l prind pe ăsta, stați așa. Avem și hoții aici. Fiți atenți cum am vrut să-mi fure aici, bă, băiatul ăsta, bă. Deci, o vrut să-mi fure direct, direct, fii atent aici, așa. Tastatura mea, dați-vă, mă. A, uite că și-l cumpăra deja tot pe aici. A, stați așa că acum, acum mă mai pun o tastatură și după aceea, deci l-l cumpărat tot. O venit de la și mi-o furat, mă, tastatura. Deci avem în... Aici avem două monitoare care le-am luat. Hai să luăm ceva tastaturi. Iau una. Mouse. Iau două de astea. Asta-s pentru mousepad.
Hai să luăm, uite, una, două. Calculatoare, avem ceva calculatoare aici, uite ăsta, 1. Știu câți bani trebuie să dau deja aia. 443. Să rămân fără bani. Și avem aici să ne le trimită în două zile $16, într-o zi 40 și acum direct 72. Aoleu. Aș vrea acum, pentru că nu am nimic, hai să luăm un televizor de ăsta. Și dacă dau așa, 422. Așa dau și mi l-o și trimis, mai avem 145. Problema e că dacă trece ziua, îmi ia 50 la vânzătoarea, ce e aici, monitorul. Am luat. A, uite aici mai e o cutie. Și vreau să, uite pe unde mi-au lăsat cutiile. Vreau să-mi rămână ceva bănuți, nu știu că cam suntem la limite cu banii, trebuie să luăm ceva. Deci aici putem pune pe rafturi, ce frumos, punem aici tot. Aici nu avem bec. Ăla de acolo e. Atât ai tot? Da, face destul la lumină aici, uite. Stingem să nu consumăm atâta. Bun, hai să punem aici produse. Uite ce mizerie mi-au făcut ăștia deja pe aici. Hai să punem astea. Deci până la ora 11 putem să stăm aici. Mouse. Avem și un monitor. Hai să-l punem. Asta să dăm așa, uite aici. Hai să mai ducem. Stai că au venit clienții. Deci domnul polițist, sper să nu facă ăștia iar să vină ăla să fure, pentru că acum nu sunt pe acolo prin zonă. Avem cu tip aici. Avem, uite aici, asta. Trebuie să facem un stoc mai mare. Tastaturi, una la sau două? Cred că astea sunt tot ce la, nu? Nu mai este pe aici nicio cutie. Trebuie să ne facem un stoc mai mare, să avem stocul, să putem vinde și după aceea putem aștepta o zi până ne aduce produsul, pentru că atunci dacă avem produse în stoc, nu mai ne grăbim să zic, bă, hai că trebuie să vând, să aștept și să rămân fără produse în stoc. Problema e că stăm rău cu banii. 145. Mie mi-ar trebui ceva bănuți. Ia stați așa. Stați așa, să vedem. Dacă iau de la bancă eu cât îmi dă, stai de mă, asta cât o făcut? 559. 704. Am câștigat ceva. Nu mai avem nimic. 704, am 600 și ceva. Dăm aici. Intrăm, luăm iară, repede. Să nu, ziceau că prețurile urcă în continuu, știi? Depinde de... Deci hai să luăm unul de ăsta. Tastaturi am să iau două de astea. Mouse am să iau una, două. De astea iară luăm una, două. Și calculatoare mai iau iară... Îs curios să văd cu cât se vinde calculatorul. 1. Cât avem de plătit? 400 și... Dau un instant. Așa, bun. Hai să le punem acum acolo. Pentru că clienții vin în continuu, au văzut aici. Luăm asta. Până la 11 avem timp, că vin clienții aici. Sunt curios să văd cu cât se vinde calculatorul ăla. Care ăsta e, nu? Stai, nu, ăsta e monitorul. Am avut 700. Hai să vedem cât facem acum. Deci 700 și ceva am avut. Hai să punem mouse-ul aici. Mousepad-ul ăsta îl pune și pe ăsta pe aici. De asta am avut și înainte. Monitorul. Tastatura. Ia din ce mizerie mi-au făcut ăștia aici. Deci ei fac mizerie acolo unde să duc ei. Deci noi nu fac mizerie în altă parte, prin magazin. Ei fac unde stau ei aici. Și ăsta alumăm cu noi și mai aducem că mai avem ceva produse pe acolo. Vezi așa. Cred că clienții îți vin până închis, până la ultima oră. Uite și mai avem o cutie. Cred că cam atâta, nu? Nu mai este nimic bun. Hai să aruncăm sacii ăștia doi. O, am calculatorul la care e destul de mulți bănuți costă. Mă, să nu mai vine hoțul la bă.
Să nu mai vină hoțul pe noi, că a vrut să îmi fure el aici, dar l-am prins. Uite că vin oamenii, vin oamenii, vin oamenii. Să luăm asta, asta și cam atâta. Bun, hai să punem mouse-ul. Acum vă pun la vânzare, stați și voi puțin. Așteptați. Și o tastatură. Uite, m-am pus și o tastatură. Așa, acum voi cumpărați de acolo. Vreau să văd dacă ajung iară la 700. Sau face mai mult. Dacă face mai mult, atunci nu mai iau... uite că și eu luată la... O să... Nu pot să-i dau ca la hoțul ăla să-i fur. Asta a venit să o uita și a plecat. Uite, calculatorul ăsta nu s-a vândut. Dar mizerie mi-a făcut. Uite, hai că vine unul. Haide, mă, nu trebuie, uite aici, marcă bună, ia uite. Z200, le-a uit că l-a luat, cred că. Așa. Hai să vedem. O să arunc un oiu. Să văd dacă am iară banii, sau am făcut mai mult. Dacă am făcut mai multe, 295 mi-a dat pe el. Deci mi-a dat 295. Eu cât am dat pe el? Stai să vedem. Nu mai știu acum exact cât am dat pe el. Mi-a trebuit ceva rafturi. Mi-a trebuit produse, urmada. 295 mi-a dat pe el. Ia stai să vedem. Monitoare. Aici. 295. Ăsta l-a luat, nu? Da. Cred că da. Z200-le, da. Z200-le. 295. Uite cât am dat pe el. Știi că se merită. Bun, hai să dăm aici, să iau banii, 800 și avem. Oh, am făcut ceva bonus. Bun, hai să mai vindem. Dăm aici monitorul și ăsta. Două de astea, tastaturi, una, două, calculatoare, am să iau unul de ăsta, să vedem că deja am ajuns la mulți bani, pentru că 600, așa, e ceasul, nu mai avem timp, s-a închis magazinul, așa-i? Da. Mă și trimite acasă acum. Direct ajungem acasă. Bun. Puteam să las o zi și trecea ziua. Așa ar trebui să știi să facem într-un fel. 3000 am făcut pe ziua de astăzi. Deci să faci într-un fel. Am dat 275 de dolari. 50 salarul. 195 impuestul de nu știu ce. Și impuestul la vânzare mi-a luat pentru vânzare. Ce faci, băi, băi? M-a luat pentru vânzare, dar eu înțeleg ce impostul m-a luat de vânzare. Trebuie să deschidem. Da, așa. Prima dată punem produsele pe raft și după aia deschidem și noi magazinul. După aia, pe doamna mea cu stă aici. Hai să mergem după, să luăm tot de aici. M-a lăsat fără bani, fii atent. Deci, minus 35 mai am. Păi eu dacă... Dacă eu nu l-am produsele astea, ce făceam? Prea mulți bani mi-au luat impuestul. Nu? E așa mi se pare. Așa, bun. Hai să punem monitorul ăsta. Aici. Am să-l pun și pe ăsta la alt. Care îl pun aici. Tastatura am să o pun aici. Punem și asta aici. Și calculatorul ăsta nu știu unde îl pun, că nu-mi intre. Uite aici, așa îl punem. Bun, hai să deschidem. Nu știu dacă îmi scot eu banii 800. Eu am avut 800. Nu știu dacă mai fac eu 800 acum. Asta e problema, dar am deschis. Suntem pe minus cu banii. Minus 35. Clienții o să-mi intre acum, nu? Asta, uite, nu intră. Haide, mă, intrați aici. Să nu vină hoțul. Uite că vine, uite că vine. Ia de aici. Ia, uite cum doarme. Așa, bă, băiatul meu. Vreau să vină deja la furat. Uite încă unul, mă. Bă, dar câți hoți vin? Doi am în magazin. Doi hoțuri venim, bă, băiatule. Ia, stai. Banii nu o să mi scot, nu o să fac eu 800 cu produsele astea, nu cred. Le-am dat mult pe ele, da. 8-6, uite, mă dă pe monitorul ăla.
Am două monitoare, o tastatură și un calculator, o unitate. Te-o luat la monitorul ăla. Și asta tastatura. 8-6. Ai zis ce curățenie aici? Mișcata aia mie aici. Haide bă, ia și tu ce-o? Tot monitorul. Mai am un calculator. Poate-l cumpăr asta. Vine Crăciunul și poate-l ia la băiat acasă. Ia să vedem ce câți bani am făcut aici. Prea am făcut noi, cred că ea. 505. Ce vorbești? Mai am 470, că trebuie să-i dau. Eu la... Te-o luat ăla. Bun, hai că mai facem ceva de la ăsta. O să arunc gunoiul și mai vin să mai cumpăr ce 321 avem. Stai așa. Aruncă ăsta. Lăm banii și mai cumpărăm ceva produse. Nu știu dacă nu mi-a, pentru că le aduc instant. Să-mi iei ceva mai mulți bani. Și putea să stau o zi. Știi cum zic? Dar nu să-mi iei să dăm. 791, vezi, mi-a luat ceva bani. Ceasul 1. Bun, hai să vedem. E 1 ceasul. Hai să mai luăm, fii atent aici ce luăm. Acum luăm 1, 2 de astea. Tastaturi au 1, 2. Uite asta cât e. Normal e 35, male. 1, 2 de la asta de 1, 2. Calculator mai ia 1. Dar iau asta cu 215. Normal e 290. Nu știu dacă mi-ajung banii, mă. 475. Mai să mi-o trimit acum 524. Bun. Mai am așa. Bun, hai să le ducem produsele. Nu am mult impostul de la... Deci am plătit la stat mult, dar nu știu de ce. Mai am loc, stai deja. Hai să ducem asta, oricum e numai 2 și ceva. Mă doar și la lumină și la astea, dar problema este că... Normal, n-a trebuit să-mi iau atâta. Păi ce mi-au atâta impostul ăla? Ce facem aici? Pe ce fac aici? Lucru pentru stat? E cam așa. Să pun ăștia în față, uite, și mi-au luat tastatura. Acum am pus-o. Și-au luat-o, mă, băieți. Curățenie, uite ce avem aici. Mai avem un monitor, un unitate și un de la mousepad. Dar mai avem afară, stați așa, că mai avem aici produse. Nu știu, uite, mai am monitor și tastatură. Dacă fac ceva bani și nu știu, bine, fac ceva bănuți, dar nu știu că îmi termin acum pentru... Iar statul. Pune și o tastatură. Bine, de la o venit, a văzut că am pus monitorul ăla. Deci așa ceva, uite, tot s-au vândut, e gata. Bun, hai să mergem la calculator aici. Deci am vândut tot. Dăm aici, luăm banii. Cumpărăm produse. E 5-6. Iau una, două. Una, două. Una, două. Și calculatorul iau unul de ăsta. Pentru că e scump, dacă nu. 300 și ceva, am rămas cu ceva bănuți. Hai să ieșim de aici. Hai să mergem să le luăm. Cred că am luat toți banii din casă, nu? Nu cred că mai erau acolo. Am ăsta. Ăsta. Atunci un calculator mai scump. Mai avem loc în inventar. Bun, hai să le punem. Au venit clienții, au venit, iau ce aici. Stați că acum vă pune, uite aici. Haide mă încoace, nu plecați. V-am pus aici produse. Uite mă că mai aveam loc, trebuie să mai am loc acolo.
Sper să nu vină hoțul. Așa să stau rău cu banii. Să-mi fure ceva. Azi că iau bani de la banca de acolo, dar se pare că nu s-a avut nevoie. Să ne descurcăm, cred. Studentul pe plus, am avut 600 la începutul jocului, mi-am mai puțin de 600 pentru că mi-am mai luat, nu mai știu ce mi-am luat, dar mi-am luat ceva. Nu văd de voi, mă, băieți, mă. Băi, nu văd de voi nimic. Tastatura asta sigur se vinde repede pentru că îi nouă pus acum aici. Bun, hai să vedem aici. Să vedem câți bani au făcut domnișoara noastră. Sper că am ajuns, să ajungem la... Vreau să ajung la 1000, așa. 86 de dolari. Miriana, ce ai făcut? Păi cum numai 86 de dolari? Dar ce n-am... Păi da, să știi aici, sora. S-au gliciuit ăștia aici, ia uite. Bă! Sunt mulți care trebuie să-mi plătească. Sunt mulți dintre ei care trebuie să-mi plătească. Și nu mi-au dat banii pentru că au rămas acolo blocați. Plus 0, plus 86, uite, deja acum începe să mă îndeie. Plus 27, plus 27, te-ala încurc acolo. Ia să vedem aici, hai să dăm aici. Să vedem câți bani am făcut. A trebuit să iau ceva. 1000 și avem, bun. Ar trebui să iau, să încerc, iau ăsta. Și calculatorul ăsta. Iau și niște. Uitam și vin și mese. Am și VR-uri de astea, mese. Scaune. Ce ziceam eu? Iau și un scaun, ia. Adăm așa, hai să dăm o zi. Cu tot că mi-a luat ceva bănuț, dar o zi să văd că uite, deja e 11. Dacă a 12 închide, să vedem dacă îmi dă, mă trimite acasă și dacă a doua zi mi-apare, că dacă mi-apare cel mai bine aici să faci așa cum am făcut eu, că vezi că aproape de ceas, dai o zi, sper că merge și atunci nu mai plătești atâta, să ți le trimită. Pentru că să dai să trimit într-o zi costă de mult, destul de mult și nu vezi că banii nu stai prea bine și oricum ești în câștig, dar nu știu dacă nu-ți ia ceva. Uite, nu articol întregat, se pare că da, se pare că am putut 178 impost, mi-a bani pentru că am vândut, deci pentru vânzări, deci mi-am mai mult bani pentru vânzări decât fac eu pe zi. Păi ce facem aici, băi, nene? Uite, 182 m-a lăsat. Păi ce facem aici? Cam mult mi-a luat, cam mult îți ia statul. Asta nu prea îmi convine mie, statul să-mi ia atâta. Păi ce facem aici? Trebuie pus ceva abilități, ceva făcut, pentru că așa ceva nu se poate. Au 600, uite, mi-am luat și o... Bine, asta ce am făcut acum și le-am luat astea așa. Ha. Asta e bine, pentru că... Așa, bă, băieți... nu mai plătesc atâta să mi le trimită. Mi-am mai puțin bani. Uite, măcar bine că am luat și scaunul de ăsta. Să nu mai știu, 380. Da, dar ăsta n-am unde să-l pun, nu? Fii atent că ăsta nu mă lasă să-l pun aici. O să rămân cu scaunul. Cred. Monitorul ăsta-l pun aici. Eu cred că da. Păi și scaunul nu m-a lăsat să-l pun și eu ce fac acum? Întrebăm ceva, un raft de la... Îl punem după aceea, îmi rămân un raft de la pentru scaun. Stați așa. O să iau un raft pentru scaun, numai să văd așa de curând, să văd cât costă.
Dăm aici, dăm aici, să vedem, sunt diferite. Da, mai am 4. Nu știu ce. Plante, becuri, ostere. Deci, comerciante, asta cred că s-ar putea să fie. Cred. Bă, băieți, lăsăm aici. Până data viitoare vă salutați, sper că v-a plăcut episodul, sper că vă place și jocul. Ne vedem în următorul episod. Până atunci v-a salutat, pa, pa!